foarte atentă că dacă clienta îți cere asemenea coafură, tu trebuie să vezi dacă este poate face cea coafură, da? Dacă părul, dacă părul doamnei este scurt, s-ar putea să nu putem realiza. De aceea avem nevoie întotdeauna de sfatul împreună să discutăm. Fundația Ter de Zom, împreună cu partenerii săi, organizează în această perioadă evenimentul dedicat copiilor Ziua Ștafetei, acum decid eu, 2014. Practic, timp de câteva zile, 500 de copii cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani din București și alte 12 județe experimentează concret profesiile visate: ambasador, pilot, make-up artist, actor, fotograf sau hairstylist. Obiectivul principal al proiectului este de a încuraja pe copii să se gândească la viitorul lor, să se implice în luarea deciziilor care îi privesc direct. Suntem implicați într-un proiect în parteneriat cu Asociația Ter de Om din Franța, proiect numit Ziua Ștafetei, acum decid eu. În cadrul acestui proiect, elevii între vârsta de 12-18 ani experimentează diverse meserii. În acest proiect participă 22 de copii, 11 copii în proiectul de hairstylist și 11 copii au fost la ora 14 la tribunal ca să experimenteze profesia de judecător. Experiența le este de mare folos participanților, deoarece își pot da seama ce le place și dacă s-ar putea plia volumului de muncă necesar acestui domeniu. S-ar place să fii hairstylist, știi, să faci freze. Da. De ce ți-ar place să faci meseria aceasta? Pentru că mi-aș pune creativitatea la încercare. În cadrul proiectului Ziua Ștafetei, acum eu decid 2014, elevii au vizitat Tribunalul Satu Mare, iar mâine vor participa la un seminar unde l-a invitat pe inspectorul școlar general Claudiu Mondici. În acest fel, elevii pot experimenta provocările reale ale profesiilor alese și se pot implica pentru a nu rămâne doar simpli observatori.